Suntem în poarta Bisericii Sfântului Ioan din Efes, biserică construită de Marele Împărat Iustinian I între 540-550 în cinstea Marelui Apostol Ioan, care și-a petrecut ultimele zile aici în Efes. Imediat după legalizarea creștinismului, peste mormântul lui Ioan a fost construită o biserică, dar în 200 de ani deja s-a degradat atât de mult încât Iustinian a decis să construiască o altă biserică, aceasta, care avea 130 de metri pe 65, adică era colosală. Imediat după liberalizarea creștinismului, au început să-și construiască biserici, dar și-au pus întrebarea, ce stil de arhitectură să folosim? Nu ne vom întoarce la temple păgâne, pentru că de acolo am ieșit. Nu vrem să luăm modelul sinagogii, pentru că sunt dușmanii noștri cei mai mari. Așa că va trebui să găsim un alt model. Modelul pe care l-au găsit a fost Basilica Romană, adică Casa Împăratului Roman din principalele orașe de atunci. Această biserică are ca model de arhitectură Basilica Romană. Are o curte care se numește atrium, are un pridvor în față pentru neofiții care nu erau botezați, iar noi ne găsim chiar în poarta de intrare, în biserica principală, în nava principală a bisericii. După ce am trecut prin nava principală a bisericii, am ajuns în fața corului. Iar aici, în acest loc, se deschid în dreapta și în stânga alte două nave care împreună cu acestea formează o cruce, așa încât o basilică are întotdeauna forma de cruce. Suntem în locul corului, chiar în față. Pe aceste gradele stăteau coriștii în timpul programului și cântau cântările din cadrul programului de atunci. Sunt în baptisterul Bisericii Sfântului Ioan din Efes, construită în secolul 6, aproximativ 540-550 după Hristos.
Iată, în perioada aceea, oamenii se botezau într-un asemenea bazin. Evident că era un botez prin scufundare. Observați cât de mare este bazinul acesta. Aceasta era încă tradiția apostolică în secolul 6. Suntem în curtea bisericii din Efes, cea mai mare biserică din zonă și a doua din lumea bizantină, Biserica Sfântului Ioan, curte care se numea Atrium. Acest era locul unde se desprindeau de lumea seculară și aici, în această curte, cu stoa de jur împrejur, discutau, comunicau și se pregăteau sufletește pentru momentul de a intra în biserică, mai întâi printr-un culoar numit portic și pe urmă în biserica principală. Tradiția creștină îl asociază pe apostolul Ioan cu Efesul începând din anii aproximativ 65. Aici apostolul Ioan a lucrat între credincioșii din Efes, de aici a fost arestat și exilat în insula Patmos, apoi a revenit în Efes unde a trăit ultima parte a vieții sale și a și murit în Efes în jurul anului 100. Aici se crede că este mormântul său, un mormânt pe care îl vedem acum astăzi, foarte simplu, la fel ca și esența epistelelor sale, adică totul se rezumă la dragostea lui Dumnezeu. Biserica din Efes a fost întemeiată de o familie de creștini laici, Aquila și Priscila, care au venit cu foarte multă dragoste în acest oraș pentru a face misionarism. Ei au fost susținuți de un foarte bun orator, Apollo, venit tocmai din Alexandria, dar totuși lucrarea lor nu a fost prea eficientă, pentru că biserica de aici avea doar în jur de 12 persoane. Apoi a venit apostolul Pavel aici, în a treia sa călătorie misionară și a stat între anii 55-58, a petrecut cea mai mare perioadă într-o biserică creștină, într-un singur loc. A lucrat intens aici și biserica a crescut semnificativ, ajungând probabil să fie cea mai mare biserică a Asiei. Biserica din Efes a devenit un centru foarte important pentru creștinismul apostolic, pentru că din acest loc Pavel a scris cel puțin două epistole adresate corintenilor, apoi din alte poziții și mai ales când era în închisoare a scris două epistole către Timotei și către Tit, care se găseau tot în locul acesta, iar în final apostolul Ioan aici în Efes și-a scris Evanghelia și cele trei epistole adresate bisericii. Iată deci, Efesul este un centru foarte important pentru activitatea bisericii primare și a apostolilor. După Timotei, a urmat aici, la conducerea bisericii, Onisim, sclavul plecat la Roma, fugit de la stăpân, creștinat de Pavel la Roma și apoi întors aici, în Asia. Aici era una din camerele unde oamenii se echipau pentru botez. Ne-am pregătit, acum vom intra în bazinul bisericii din Efes. Suficient de mare, încăpeau bine pastorul și cu oamenii. Am plecat din baptisteriu, de la bazinul de botez și am ajuns aici, la cristelniță. Ce rol avea cristelnița? Acesta este al doilea mod de botezare, care a apărut mai târziu, când nu se mai botezau oamenii maturi, ci copiii, fie prin scufundare, fie doar prin stropire. Thank you.
Cred că aici este locul cel mai potrivit să citim scrisoarea lui Ioan către biserica din Efes. Pentru că suntem într-o biserică, în biserica Conciliului de la Efes 421, cea mai mare și mai veche biserică din perioada aceea. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: acestea le spune cel care ține cele 7 stele în mâna lui dreaptă, cel care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu lucrările tale și osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți să-i suporți pe cei răi și ai pus la încercare pe cei care își zic înșiși apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Ai răbdare și ai suferit pentru numele meu și n-ai obosit, dar am împotriva ta că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amintește-ți deci de unde ai căzut și pocăiește-te. Fă lucrările dintâi, dar dacă nu, voi veni la tine, îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Dar ai aceasta, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune bisericilor, biruitorului îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Ioan trimite scrisorile către cele 7 biserici, dar de fapt cine este autorul lor? Foarte important. Avem prezentarea aceasta clară în Biblie și vreau să fie foarte bine înțeleasă. Aceasta le spune cel care ține cele 7 stele în mâna lui dreaptă și cel care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Cine este acesta? Este Domnul Hristos, care a apărut în viziunea lui Ioan pe insula Patmos. Iar în poziția în care apare este exact a unui preot care se găsea în sfânta sanctuarului între sfeșnicele menorei ca să le aprindă luminile. Deci cel care aduce lumina, și foarte interesant, prima lucrare a lui Dumnezeu a fost lumina. Primul mesaj care este adresat bisericile este un mesaj al luminii, cel care este între cele 7 sfeșnice. A doua ilustrație, cel care ține în mână cele 7 stele și precizează, stelele sunt conducătorii bisericii. Deci Domnul Hristos, care este foarte apropiat de acești conducători, le trimite acum o epistolă. Putem vedea o structură comună în cele 7 mesaje către cele 7 biserici? Deși scrisorile către cele 7 biserici sunt foarte scurte, ele sunt foarte bine organizate și au o structură clară. În primul rând, autorul prezintă numele bisericii, care are o anumită semnificație. Apoi ne oferă caracterizarea localității, oferindu-ne ansamblul ei și câteva date specifice, ca să fim bine încadrați în locul respectiv. Pe urmă ne prezintă elementele pozitive, ce are bun biserica respectivă. Apoi ne prezintă elementele negative. Uite, tu ai ceva negativ, care ar fi mustrarea. Pe urmă ne vine cu sfatul: îți recomand să faci acest lucru. Iar în final, evident, cei care respectă sfatul și pun în aplicare, le prezintă răsplata, biruința și răsplata biruitorului. Acestea sunt elementele specifice unei scrisori adresate bisericilor. Numele Efes este foarte vechi. Era numele unei regine amazoniene care a precedat perioada elenistă, perioada greacă a orașului. Dar care este cel mai important, cel mai impresionant lucru pe care Mântuitorul îl spune către biserica din Efes? Din cele 6 subcapitole ale epistolei, partea cea mai amplă, cea mai bine prezentată și cu mai multe date sunt faptele acestei biserici. Deci ceea ce este foarte frumos, enumeră 6 fapte extraordinare: muncă, zel, stăruință, evitarea tuturor doctrinelor false, i-a pus la încercare, i-a dat la o parte, evitarea nicolaiților, prima erezie care a apărut, au fost foarte statornici în doctrina bisericii, au fost foarte plini de râvnă ca să respecte principiile. Lucrul acesta
Domnul Hristos l-a observat și l-a remarcat în dreptul bisericii din Efes. Și partea negativă care ar fi? La prima observare, a zice, partea negativă nu este prea mare. Enumeră o mulțime de fapte bune și spune, o singură problemă ai. Nu mai ai dragostea din tâi. A zice, scorul ar fi 6-1, deci în favoarea lor. Dar mă pune pe gânduri. Domnul Hristos spune, acest singur lucru rău este extrem de periculos. Dacă nu-l îndepărtezi, am să-ți iau lumina și o să o transmit mai departe. Și care ar fi partea asta negativă care să contrabalanceze cu toate celelalte 6 pozitive? Partea negativă este una singură. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Lipsa dragostei. Dragostea din tâi este o expresie ce reprezintă o realitate a unei relații. Când ne uităm în Vechiul Testament, găsim de multe ori legătura aceasta de dragoste dintre un băiat și o fată, care este reprezentată într-un mod ideal în Cântarea Cântărilor. Însă mai mult decât atât, o întâlnim în cărțile profeților, de exemplu în Isaia, când se vorbește despre relația dintre Dumnezeu și poporul său. Când venim la Noul Testament, vorbim despre mireasa lui Hristos, despre dragostea aceea care trebuie să existe între Hristos și biserica sa. Matematica Bibliei nu poate fi comparată cu matematica noastră. Chiar dacă scorul general este foarte frumos 6-1, dar acea singură lipsă constituie un element de bază. Dacă nu există dragoste, doctrina este rece și devine legalistă. Dacă nu există dragoste, biserica este un club și nu mai este un grup de oameni care să acționeze împreună. Domnul Iisus în camera de sus le spune ucenicilor săi, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă spun eu, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Această realitate a iubirii lui Hristos față de urmașii săi trebuia să fie după aceea zugrăvită în relațiile dintre ei și în relațiile dintre ei și oamenii care urmau să fie evanghelizați. Ne aflăm în partea a doua a secolului I. Forța misiunii bisericii primare a început cu manifestarea acestei iubiri. Pe măsură ce timpul trecea, această iubire se răcește. Din acest punct de vedere, putem să vorbim despre faptul că acea compasiune pe care Hristos a manifestat-o, acea dragoste și interes pentru oameni, a început să dispară încetul cu încetul din sânul bisericii primare. Astfel că, dacă ne uităm cu atenție la mesajul către Efes, observăm că există însă încă dragoste pentru adevăr, interes pentru adevăr, chiar o atenție sporită ca nu cumva învățătura nicolaiților să intre în biserică, însă dragostea din tâi nu mai există. Ceea ce înseamnă că nu mai există acel entuziasm pentru Hristos și nu mai este acel mod de a trăi ca al lui Hristos. Din punctul meu de vedere, faptul că Efesul și-a pierdut dragostea din tâi reflectă acest adevăr și anume că biserica încetul cu încetul devine o biserică legalistă. Lipsește relația cu Hristos. Legalistul este omul care are râvnă, are fapte. Spune Mântuitorul, știu faptele tale. Este chiar martir pentru Hristos, dar nu mai are dragostea lui Hristos. Și aceasta o face o biserică săracă, încât martorul credincios îi spune, trebuie să te întorci la punctul zero, trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci de unde ai plecat. De aceea, dragostea din tâi trebuie să fie, pe de o parte, ca un reper în istorie, să ne uităm de unde a început creștinismul să decadă, prin aducerea legalismului și prin aducerea bizuirii pe fapte în sânul creștinismului și de asemenea să ne uităm la modul în care fiecare individual își trăiește viața cu Dumnezeu. Când relația cu Hristos lipsește, apare legalismul. Când Hristos este acolo, atunci dragostea din tâi este reaprinsă. Dacă nu există dragoste, oamenii se străduiesc să apară bine și în realitate sunt altcineva. Dragostea este forța, este elementul vital. De aceea Domnul Hristos îi avertizează și le spune, dacă nu vă pocăiți să reveniți la dragostea din tâi,
nu mă puteți reprezenta pe mine. Nu vă mai recunosc ca fiind biserica mea. Și a pierdut biserica aceasta de început sfeșnicul ei? Chiar i-a fost luat? Aceasta este filozofia celor 7 biserici. Dacă biserica Efes ar fi rămas la poziția ei, n-ar fi urmat celelalte. Prin faptul că urmează celelalte, însemnează că Domnul Hristos le-a luat sfeșnicul și l-a predat mai departe celorlalte, așa încât bisericile reprezintă acel grup de creștini care l-au reprezentat în mod fidel pe Dumnezeu, care au respectat toate principiile și nu doar principiile, și spiritul legii, adică dragoste, loialitate. Într-adevăr, cu durere trebuie să spunem, de-a lungul celor 2000 de ani de istorie, au existat mai multe faze, mai multe etape, mai multe grupuri de creștini care l-au reprezentat fidel pe Dumnezeu în perioada lor. Soluția era pocăința efesenilor să se întoarcă la dragostea din tâi și așa vor câștiga ceva, marele premiu, nu? Să mănânce din roada pomului vieții din raiul lui Dumnezeu. Întotdeauna și în orice grup există oameni care sunt biruitori, care acceptă sfatul, adică se pocăiesc și cărora, evident, Dumnezeu le promite răsplata. Dar gândiți-vă un lucru. Primul lucru care l-au pierdut oamenii după păcat a fost dreptul de a mânca din pomul vieții. Prima răsplată pe care o primesc creștinii care sunt biruitori este să se întoarcă la pomul vieții și să mănânce din rodul lui. Aceasta este răsplata bisericii din Efes.